Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților! Ați apucat să vă uitați afară, pe geam, careva, care sunteți din român, care nu sunteți din român, ați apucat să vă uitați pe net? Spre român? A nins! Credeați că a scăpat? Nu? N-ați scăpat, bă! Mi-a schimbat șapca. Eu mor după șepcile astea. Șapca asta, așa cum e ea făcută, nu permite să văd nimic în laterale. Nimic! Mai ales când conduc, în părțile astea așa, eu sunt... În fine. Da, a nins. A venit iarna și gerul. Că mă gândeam că gata, nu mai trebuie să stau cu periuța dimineață cu... Păi, da, ce se poate? Dumnezeu personal... în infinita lui înțelepciune se alătură campaniei împotriva fumatului. Da? Vă gândeați că de acum dimineața, bă, vine primăvara, mai ușurel, nu mai putem fuma înăuntru, bem cafeaua afară la terasă, stăm la o țigară. E, nu. Nu e așa. Dumnezeu personal a venit și a zis, ia, nu mai stați voi afară, că stați prea bine. Da? Și cu alte cuvinte, la revedere, fraților, s-a terminat. Și cu, cel puțin până trece vremea asta urâtă. Până trece vremea asta urâtă, ori fumați la în bucătăria personală, ori vă lăsați cu totul, că asta e. Guvernul pe pământ, da, a zis, bă, nu fumați în interior. Dumnezeu a venit pe urmă și a zis, nu fumați nici afară. Înapoi, te rog, ca să mă... Thank you! Șapca, am dat, nu, las-o aici, că e catecor, îmi trebuie. Dar măcar pune și cap de mort. O folosesc. Ce, să-mi pun un cap de mort? Sub ea. Dar ce, de nazist? Nu, dar ori pe cap la tine, ori un cap de mort pe masă, sub ea. Ce-mi place când faci o parte integrantă din emisiunea asta, nu vrei să iei aici? N-am față de aici, am dat. Este 20 și cât azi? 25. Azi în 25? Da. Nu, azi în 24. Da. Bă, nu mai speria, că zic că e zi de salar. E 24 abia. Bă, va speri. Mă așteaptă cu de aia să-mi ia banii? Să-mi ia, că n-am. Aflați că în 1990, pe 24 martie, când probabil că era mai frumos, în 1990, poezia Un răsunet de Andrei Mureșanu devine imnul național al României. A cincea schimbare de imn național, pentru că noi suntem niște oameni consecvenți, ținem la tradiții, alte tradiții, numai la astea care să ne definească în lume, nu. Vă spuneam în altă ediție a 24 de titluri că noi ca români am schimbat simbolurile naționale în funcție de cine a venit la putere. Drapelul s-a schimbat de țâși pe ori, imnul s-a schimbat de țâși pe ori, granițele s-au schimbat de țâși pe ori. Ce să vă mai zic? Ce înseamnă identitate națională? Când lucram în agenția de publicitate Media Advertising Group, Alpha Group, am învățat o chestiuță de la cei de la TVR. Pe vremea când lucram și cu TVR-ul și cu... Era, cum se chema postul la TV cu... Atomic TV și așa mai departe, cu Cartoon Network, am lucrat într-o perioadă și de la ei primeam așa niște teancuri de hârtii cu manuale de identitate. Manuale ale unei firme, da? În care scria logo-ul firmei noastre, este, uite, atât de mare, 13 mm pe 17 mm, având culorile astea, da, manual de identitate, frate, cu toate. De ce? Pentru că oamenii țin la identitatea firmei în care lucrează, a postului TV sau, de aceea există logo-uri, de aceea există logotipuri, de aceea există motto-ul, de aceea sloganul, da? Și ele există și se duc în timp ca omul să le poată recunoaște. De cele mai multe ori, uite, când auzim, știm fără să ne uităm că a sunat un telefon Nokia. Este, de ce? A devenit sloganul, cumva, sunetul clasic. Dacă nu știu să-l reproduc pe tot. Știm că este un Nokia. Fără să ne uităm. De ce? Pentru că se păstrează la nivel mental ideea că, bă, frate, asocierea se face. Sunetul ăsta, clar, e un Nokia.
marile firme, marile corporații, marile, spuneți-le cum vreți voi, au așa ceva, manuale de identitate. Noi ca români însă, ca manual de identitate de țară, stăm prost, stăm la pământ. În 1990, poezia Un răsunet de Andrei Mureșanu a devenit imnul național al României. De ce? Că nu ne-au mai plăcut trei culori. Care, hai să recunoaștem, era un imn care, într-adevăr, ne reprezenta la vremea respectivă. Și ar fi putut să ne reprezinte și acum, că vorbim de trei culori, cunosc pe lume. Da? Amintind de un brav popor, cei viteazi cu un vechi renume, în luptă triumfător. Oarecum. Nu, nu ne-a plăcut. Nici el de mai devreme nu ne-a plăcut. Nici el de mai devreme nu ne-a plăcut. Că a venit, s-a schimbat regimul, s-a schimbat și identitatea națională. Brusc, tot ce înseamnă simboluri de identitate, nu ne-a mai plăcut, n-a mai fost bun. Și a intervenit actualul imn național, imnul de stat, da? Melodia, cântecul național al României, Un răsunet de Andrei Mureșanu. 11 strofe din care oamenii cu greu și-aduc aminte de 3. În 2005 și cu drapelul la fel. Este și cu drapelul, s-a făcut la fel. Nu ne-a mai plăcut drapelul de mai înainte, deși stema României socialiste, exceptând povestea cu Republica Socialistă România scrisă pe banderole, era o stemă super ok. Că nu ne mai reprezintă că sondele de țiței erau 3 și acum nu mai e niciuna. Că pădurile de pe fundal nu mai există, că au rămas niște munți cu chelie. Că nici munții nu mai sunt. Că, da, ok, spicele de pe lateral, aduceți-vă aminte de vechea stema României. Aia probabil că într-adevăr nu ne-a mai fi reprezentat, ar fi trebuit să punem o pereche de cătușe sau niște gratii pe centru drapelului și un politician cumva stilizat, să ne dăm nu un anume politician, dar o umbră, ceva pe care să scrie politician în spatele gratiilor. Că asta ne reprezintă în momentul acesta. Da? Nu, am renunțat și la stema aia și am rămas cu o gaură. Ceea ce se reprezintă, ăla trebuia să rămână, chiar drapelul din 89, din 90. Un roșu, galben și albastru cu o gaură în el. Aia, într-adevăr, gaura aia ne reprezintă, că n-avem de niciunele. În 2015, astăzi se face un an de când zborul German Wings aflat pe ruta Barcelona-Spania, Düsseldorf, Germania, cu 150 de persoane la bord, se prăbușește într-o regiune muntoasă a Alpilor, în apropiere de nu știu ce localitate în sudul Franței, că nu pot să-i spun numele. Nu că nu cunosc, nu știu să citesc în franceză. 2 zile mai târziu, după cercetarea cutiei negre, procurorii francezi declară că dovezile susțin concluzia că Andreas Lubitz, copilotul german, a prăbușit în mod deliberat avionul. Știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo. S-a împlinit un an de la această tragedie. Astăzi este ziua lui Chelo. Născut în 1978, cântăreț de muzică hip-hop de la Paraziții. Cântăreț, nu mai știu exact cât mai e. Îl știți probabil de la jurat, nu știu ce concurs de ăsta, pseudo-concurs TV, dacă despre el e vorba. Este ziua lui Steve McQueen, actor american, născut în 1930, și a lui Harry Houdini, pe numele său adevărat Eric Weiss, născut în 1874, celebru iluzionist american, a rămas celebru în lumea magicienilor pentru abilitatea cu care reușea să evadeze din spații închise. A murit în 1926 când n-a reușit să mai iasă dintr-un spațiu închis, dacă cunosc eu bine istoria. În 809 a murit Harun al-Rashid. Nu știți cine, calif Harun al-Rashid, apare în toate poveștile Șehrezadei, în 1001 de nopți, Harun al-Rashid. În 1905 ne-a părăsit vizionarul și scriitorul francez Jules Verne, care a fost o pierdere. Vernienii susțin sus și tare că Jules Verne, vernienii fiind fanaticii, cum, nu știu cum să-i spun, Jules Verne ar fi putut pune bazele unei religii întregi, pentru că a fost considerat de foarte, foarte multe persoane ca venit din viitor. Toate chestiile pe care le-a pus el pe hârtie, mai târziu, într-un fel sau altul, au și fost puse în practică. Deși el le-a pus în romane de fantezie.
Astăzi este ziua mondială a luptei împotriva tuberculozei epidemice. De ce? Pentru că la 1882 Robert Koch, medic și microbiolog german, a anunțat descoperirea Microbacterium tuberculosis, bacteria responsabilă pentru tuberculoză. Ziua mondială a luptei împotriva tuberculozei epidemice. Și am terminat și cu micul istoric. Scurtuț o să fie astăzi, vă anunț de pe acum, pentru că subiectele nu sunt foarte multe. Internetul abundă în schimb de informații despre atentatele de la Bruxelles. Iarăși o zi neagră în istoria Europei, în istoria Belgiei. Atentate care au deschis larg porțile interminabilelor debateri, dezbateri, m-am dus în engleză deja, dezbateri legate de să primim sau să nu primim refugiați. Internetul s-a apucat să-i mulțumească lui Merkel, Angela Merkel, pentru ușurința cu care a deschis porțile Europei, de parcă femeia aia avea cheia de la porțile Europei în mână. Dragilor, Angela Merkel a dispus, da? A propus și a și impus deschiderea porților Europei imigranților din zonele de război. Dar decizia finală a aparținut guvernanților țărilor care au primit refugiați și lipsei sau hai să merg pe lipsei de cojones. Polonia anunță astăzi dimineață că va sista programul ăsta, că ea nu mai primește. Polonia fiind țara care a fost rugată de Uniunea Europeană, mi-a plăcut Polonia. Polonia, frate, jos pălăria, în fața nu țării, în fața celor care o conduc. Polonia, care a fost rugată de 3 ori, dacă nu chiar de 4 ori, de Uniunea Europeană să intre în Uniunea Europeană și până la urmă a acceptat să adere la Uniunea Europeană și Uniunea Europeană i-a plătit, dacă nu, încă îi mai plătește Poloniei ca să facă parte din Uniunea Europeană. Spre deosebire de România, care a pupat în fund toate celelalte țări, am și plătit ca să putem intra în Uniunea Europeană și încă nu suntem în spațiul Schengen. Vezi diferența de cojones, diferența de o-o, de atârnătoare, de greutăți? Sunt unele țări, cum e Polonia, care spune astăzi dimineață, nu mai primim niciun refugiat, la revedere, și Merkel poate să își bage faudiezul în gât. Uite așa, la mine în țară nu se dicteze Merkel. Polonia, țară care în trecut știm foarte bine a fost invadată și cucerită de nemți. Polonia, țară care a spus nu mă interesează ce crede Angela Merkel. Angela Merkel poate să-și ia Deutschlandul și să-și-l bage în derier. Fund care este. Spre deosebire de România, care merge și spune dar vă rog mai dați-ne câțiva, că noi vrem, suntem de... Hai serios, pe bune, lăsați-ne și pe noi, dați-ne pe toți în România, dacă e nevoie, nu mă lăsați-ne să ne jucăm cu voi. Deci noi suntem proștii Europei, frate, și nu doar că suntem proștii Europei, mai suntem și curve. Că suntem români. Polonia a anunțat dimineața că nu mai vrea să primească niciun refugiat. Și pe Polonia o doare la bască de cote, de parcă ar fi vite, fratele meu. Doar la bască de cote și de decizii de la nivel înalt. Înalt care este, da? Polonia a decis chestia asta, punct. De ce? Pentru că ăia au guvernanți cu ce le trebuie. Cioloș a făcut săptămâna trecută, dacă nu chiar acum 2 săptămâni, o declarație mai mult decât controversată, care spune că va lua o decizie în favoarea olandezilor, în favoarea guvernului olandez, legat de portul Constanța. Olandezii, după cum știm foarte bine, sunt cei care se opun vehement intrării României în spațiul Schengen. Pe bază de
comerț, de relații, nu știu de care, etc., etc. Știm că portul Rotterdam este cel mai important port de intrare al mărfurilor în Europa și Constanța ar fi, într-adevăr, un port concurent serios. Da? Vine Cioloș, care nu știu ce s-a întâmplat cu domnia sa, dar a început să facă niște declarații foarte dubioase, foarte dubioase, grăbite, cred eu. Una din ele fiind că nu există români implicați niciun fel sau afectați în vreun fel de atentatele de la Bruxelles. Asta la doar 2 ore după atentate. Dragă domnule prim-ministru, după 2 ore nu știi nici măcar în ce direcție să te duci, să fugi. Dar aminte să ieși în mod oficial și să faci o declarație. Nu există români afectați. Da, sunt. Că-i plină Belgia de români. Bruxelles. Și ca urmare, la doar câteva ore distanță, au început să apară în presă povești. Ce a zis ăla? Că nu sunt români? Cum să nu fie români? Chiar nu știm unde sunt cetățenii români în Europa? Nu există o evidență? Adică îmi puteți spune că mașina pe care am cumpărat-o în România a fost furată de nu știu unde sau sustrasă de nu știu, sau adusă de nu știu unde și în momentul în care o înmatriculez în România pe bani buni, mi se radiază din altă țară, dar cu oamenii nu puteți să faceți chestia asta? Lămuriți-mă, cum funcționează? Un om pleacă din România, pleacă de pe Ogor, nu se duce undeva unde spune, domnule, știți, am venit în Belgia. Uite, când m-am dus în Spania, m-am dus la poliție acolo, acum dracu se cheamă, că și uitat cum se numește, și mi-am făcut act de ăla de ședere în Spania. Ca urmare ar fi trebuit să mă radieze cumva din România pe perioada șederii. Deci cu o mașină poți face chestia asta, cu un om nu. Și ca urmare, guvernul României habar nu are unde îi sunt românii. Nu știe. Aproximează. Estimează, dar n-are idee unde îi sunt românii. Unde îi sunt cetățenii. Noroc că apar în presă, în presa țărilor respective, povești cu români ca să știe și guvernul unde îi sunt cetățenii. Că dacă pe Gologan nu-l arestau în Malaezia, n-ar fi știut nici dracu că e acolo. Gologan care, hai să fim serioși, aveam aici o știre, plec, trec de la una la alta de nu se poate, da? Unde ești, bre? Gologan! Ionuț Gologan, ăla arestat pentru trafic de droguri în Malaezia, unde se știe că pedeapsa este cu moartea. Este pedeapsa capitală pentru traficul de droguri. Omul nostru s-a gândit să o facă, totuși pentru că nu e așa fiind român, el își permite orice. Guvernul României nu-și bate capul să afle unde îi sunt cetățenii în spațiu european. În schimb își bate capul să-l salveze pe unul care a încălcat legea știind la ce riscuri se expune în Malaezia. Și o luptă întreagă, da? E o luptă întreagă și guvernul se implică în mod activ să-l salveze pe ăla de la moarte. Eu, personal, dacă mă întrebați, sunt de acord cu pedeapsa cu moartea. Și nu mă interesează și nu-mi pasă de ce credeți voi. Este o părere pur personală. Sunt de acord cu pedeapsa cu moartea. Poate nu pentru traficul de droguri. Pentru crime sănătoase, pentru crime babane, pentru... Da? Sunt de acord cu pedeapsa cu moartea. Și am semnat pentru introducerea, reintroducerea pedepsei cu moartea. N-a ieșit, ghinion. Dar asta arată cam cât de nei ca nimeni suntem noi ca români în lume. Pentru că americanul soldat, un soldat militar care l-a ucis într-un accident pe Theo Petter, care a fost o valoare națională, a fost extrădat în Statele Unite a doua zi. S-a rezolvat așa. După ce a ucis un om, a luat o viață. A unui om nevinovat, zic. Una este să execuți pe cineva care e vinovat de niște crime. Nenea ăla, care n-are niciun nume, nu știm cum îl cheamă, pe soldatul respectiv. Băut la volan, în mașină cu număr de cord diplomatic. L-a ucis pe Theo Petter, despre care, repet, o valoare națională.
Și a fost extradat a doua zi. Imediat l-au luat americanii. Doamne feri să-l judecăm noi. Ionuț Gologan este arestat în Malaysia pentru trafic de droguri, unde este condamnat la moarte prin spânzurare. Și se chinuie guvernul României să-l scoată de acolo de 3 ani aproape. Sau de 2 ani. Mai nou, guvernul vrea să negocieze cu Malaysia acorduri de asistență juridică și transfer al prizonierilor în speranța că face astfel un pas spre aducerea în țară a lui Ionuț Gologan. Malaysia ne dă cu tifla. Bă, deci dita țara, puterea mondială, nucleară, da? Malaysia ne dă cu tifla. Cine vrea Malaysia dacă pun 10 dintre voi să pună degetul pe Malaysia, pe habar n-au unde e. Malaysia ne dă e. Mai ultimii proști din curtea școlii decât atât putem să fim? Da, putem să fim și o să ajung imediat la o altă declarație făcută de data aceasta de președinte. Țara pupincuriștilor, frate. Românul condamnat la moarte în Malaysia pentru trafic de droguri. Klaus Iohannis și Dacian Ciolos i-au scris personal sultanului din Malaysia și l-au rugat să-l cruțe pe tânăr. Dan Stoienescu, ministru delegat pentru românii de pretutindeni, zice: am stat o oră de vorbă cu domnul Gologan. Acesta este acum într-o stare mai optimistă. Este foarte activ în cadrul închisorii. A învățat și limba Bahasa Melayu pentru a se integra în comunitatea din penitenciar mai bine. Bă, eu pot să vă anunț că sună la fel în orice limbă. Este o persoană care realizează situația sa foarte bine. Dacă o realiza foarte bine, nu se băga în chestia asta. Eu nu cred că o realizează bine, îmi pare rău, eu un om condamnat la moarte, ghinion, dar e condamnat la moarte nu degeaba. Poate pedeapsa este într-adevăr prea aspră, dar pentru legea, pentru țara respectivă, este pedeapsa cu moartea pentru trafic de droguri, lucru pe care omul ăsta l-a făcut. Trafic de droguri. Răspunsul sultanului vine de obicei după minimum 4 ani de la depunerea cererii de grațiere. Cu alte cuvinte, tocmai așa a cumpărat încă 4 ani în speranța în care. De atunci, americanii trimiteau niște trupe Delta Force și îl scoteau pe omul ăla cu toate riscurile. De ce? Pentru că e cetățean american. Dacă era cetățean american condamnat la moarte în altă țară, intrau americanii cu Delta Force-ul pe ei și îl luau. Și îi durea la bască de tratate și de acorduri și de înțelegeri. Vorbim de ce țară? Malaysia, care în spațiul ăla lor e un fel de România. Nimeni nu bagă în seamă. Deci dacă până și Malaysia ne-a dat cu tifla, ce să așteptăm de la țări serioase, babane, bazate economic, cum sunt astea europene? România, vă spuneam că așa, de declarații făcute foarte, foarte rapid. Declarații făcute fără, cred că, să fie gândite de un birou de presă și de niște consilieri. Iese Iohannis cu o declarație cât o promisiune, spun cei de la Gândul. Turcia nu trebuie să suporte singură povara refugiaților din Siria. Adică de ce nu? Turcia, la rândul ei, și-a luat o cotă din refugiați. De ce e problema noastră, ca români? Lămuriți-mă, de ce ar spune președintele României, făcând abstracție de ce spun mare, de ce spune mare parte din populație, care sunt împotriva refugiaților și primirii refugiaților în țară, și nu pe criterii că sunt teroriști sau altele, dar noi abia ne ducem de pe zi pe alta. Noi, plătitorii de taxe și impozite, abia reușim să supraviețuim. Aduci în țară niște refugiați dintr-o zonă de război. Evident, nimănui nu-i place război. Adică nu înțelegeți că sunt eu ăla răutăcios, bă, lasă-i să moară la ei în țară. Dar fiecare țară cu problemele ei. La reconstrucția României după război nu ne-a ajutat nimeni, dimpotrivă, am pierdut dita teritoriu.
La reconstrucția României după Revoluție n-a venit nimeni, din potrivă, au venit toți și au tras de până și ne-au cumpărat industria cu un leu. De ce ar trebui să ajutăm noi alte țări? Când a fost criza în Ucraina, nu s-a dus guvernul României să spune, bă, vă dăm ajutor la ucrainieni, condiția să ne dați înapoi Bucovina de Nord. Alte țări ar fi făcut treaba asta. E momentul propice să ne luăm înapoi teritoriile. Cum? La ei în țară, evraiște. Călare pe ei și să ne luăm teritoriul înapoi. Nu se face așa, pentru că noi suntem români și nu sunt pentru invadarea altor țări. Spun doar ca paralelă, ca și comparație, că suntem niște proști. Suntem proștii Europei. Asta e toată povestea. Suntem conștienți că Turcia nu poate și nu trebuie să suporte singură povara cazării refugiaților care au nevoie de protecție internațională. Păi se numește internațională pentru că toate țările trebuie să se implice, nu luăm noi. Știți ce? Practic asta este o promisiune. Băi, domnul Erdogan, da? Zice președintele României, ca să traduc în limbaj popular. Hai, mai trimiteți la noi câțiva. Dar nu v-ați luat deja cota? Ba da, da. Nu trebuie să ne înțelegem și noi, bă. Bă, eu cred că interesele noastre sunt mai importante. Îi dai unui refugiat o sumă de bani lunară mai mare decât salariul minim pe economie. Deci, practic, îmi vii și îmi scuipi mie în față. Propriul meu guvern, propriul meu președinte, propriul minister de finanțe vine la mine muncitorul și îmi trage o flegmă pe ochi de nu se poate. De ce? Pentru că-s bou! Și mai ia niște bani din buzunar ca să dea unui refugiat care n-a catadixit până acum să afle unde e România și au plâns când i-a stabilit cineva la noi în țară, pentru că e o țară săracă, au plâns oamenii ăia și au vrut să fugă din țară deja în alte țări în care se poate trăi și îi dai refugiatului o sumă de bani mai mare decât îmi dai mie. Îi dai unui refugiat o sumă de bani de cheltuială, o alocație, spuneți cum, deși el nu muncește, nu aduce nimic pentru bunăstare, nici pentru a lui, că dacă ar fi vrut să facă ceva și ar fi făcut propria bunăstare la ei în țară, și pe urmă vin și încep să facă și pretenții, că vor moschee, că vor cu direcția spre răsărit, că vor să stăm liniștiți, să nu mai muncească nimeni în perioada în care se fac rugăciunile. Înțelegeți? Nu sunt împotriva, nu consider că toți refugiații sunt, teroriști, oameni care sunt ucigași, kamikaze, etc. Nu, nu, nu despre asta vorbim. Vorbim despre principiul în sine. Sunt oameni care muncesc pe șantier 8 ore sau 9 ore sau 10 ore pe un salar de 2 bani, pe un salar de mizerie și tu primești niște refugiați și le dai mai mulți bani decât ăstora. Dar oamenii tăi chiar nu contează? Peste 2,7 milioane de sirieni sunt cazați în centre pentru refugiați în Turcia, în contextul războiului din Siria. Recent, Uniunea Europeană a ajuns la un acord prin care oferă asistență financiară Turciei pentru a limita tranzitul imigranților spre Europa Occidentală. Iohannis a subliniat că România vrea să contribuie la stabilizarea Siriei, pentru că avem și interese acolo puternice. Sunt pe puțin vreo 17 milioane de români care locuiesc în Siria, lucrează pe marile șantiere și în marile întreprinderi din Siria. Da? Și de aia trebuie să ne implicăm activ la stabilizarea Siriei. Păi, nu vor ei să o stabilizeze, ei se bat în continuare între ei. Nu se bat cu românii. N-au pierdut un război în fața noastră sau mai rău, n-au câștigat, deși ar câștiga probabil la cât suntem noi de boi. Un război cu România. De ce să ne implicăm în stabilizarea Siriei? O țară care, iarăși, dacă rog 10 oameni dintre voi să o arate cu degetul pe hartă, nu știu unde e. Dar trebuie, pentru că nu e așa, trebuie. Stabilizarea Siriei trebuie să fie prioritară, a subliniat Iohannis. Domnul Iohannis, dar stabilizarea României nu e prioritară? Adică pe asta când vreți să o stabilizăm? Ca idee, România este a treia țară în Europa la nivel de corupție. Ajung și acolo. Pe asta când o stabilizăm? Că ne doare la bască foarte tare de Siria. Siria, da, este într-adevăr o chestie prioritară pentru noi. Noi murim ca români dacă nu e liniște și pace în Siria.
În rest, când ne întoarcem acasă, dacă te mănâncă câinii pe drum sau te taie țigane la colț de stradă sau te violează nu știu cine dracu la vaslui, astea nu sunt importante, cui pasă, doar sunt în România, da? Ei, Siria, frate, acolo e problemă gravă. Ne interesează Siria. Siria, care se confruntă începând din martie 2011 cu revolte reprimate violent și cu un conflict militar între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, forțele opoziției și grupuri teroriste, inclusiv organizația sunită Stat Islamic, pe care îl cunoaștem foarte bine. Bilanțul conflictului depășește, conform estimărilor ONU, 270.000 de morți. Gruparea aia din Africa, zimi, din Nigeria, bla 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 bla, care omoară câte 500 de oameni pe oră, cred că. Am uitat, uite că îmi scap acum numele. Boko Haram, care arde de vii mii de persoane, aia nu mai apare pe nicăieri. Aia nu interesează, da? Și dacă ar fi brusc cineva din Europa să spună, bă, trebuie să ajutăm Nigeria, am ajutat și Nigeria. Ha, bă, trimiteți-i încoace. Dar cine ești dumneata? N-are importanță. Inițial am făcut parte din Boko Haram, dar brusc am devenit un creștin. Sunt un credin. Nu fac rău nimănui. Și îl primim. De ce? Pentru că omul pare de treabă. Da? Și ajungem la chestii ca la Bruxelles. Puff. Pentru că nu știi cine ți intră. Când deschizi poarta cetății, intrați, bă, toți care vreți, nu știi cine intră. Germania anunță o chestie care ar trebui să fie cel puțin îngrijorătoare. Habar nu are unde sunt peste 130.000 de persoane refugiați care au intrat în Germania și nu știe nici dracu unde sunt. 130.000. Trăim într-o perioadă în care nimic nu este sigur. Teroriștii și-au atins deja scopul. Trăim în frică. Nu noi. Noi ca România, cel mult să ne tranziteze. N-au ce să arunce în aer. Era o glumă ieri cu Facebook, am râs amar. S-a dus unul să detoneze în Parlamentul României și s-a lăsat pe gubaș pentru că nu era nimeni acolo. El ar fi vrut să se arunce în aer și să ne strice nouă jucărie, dar dacă nu era nimeni în plen, după Cernea, care vorbea singur despre drepturile delfinilor. Și doar nu o să-l arunci pe ăla în aer, că nu mai ai de cine să râzi. Așa că teroristul a ieșit cu bomba și a dat-o pe petarde. Da? Iar noi, ca moldoveni, hai să fim serioși, nu ne explodează cazarele cu țuică. Era scrisoarea aia teroristului venit în România. Bă, nebunii sunt mai, românii sunt mai nebuni decât noi, frate. Ăștia, nu trebuie să-i arunce nimeni în aer, că se aruncă singuri. Și a explodat la unul la parter un cazan cu țuică, trei etaje au fost distruse. Ne trebuie nouă. Despre ce vorbim? Trotil? Bombe cu uraniu? Ia, frate, un cazan cu țuică moldovenesc. Să vezi ăla cum sare în aer. Aia e bombă, trebuie să verificăm, să facem cercetări, să putem atârna la brâu și gata. Cu ce s-a aruncat în aer folosind un cazan cu țuică? Pentru țuică, da? Noi, ca moldoveni, putem să stăm liniștiți. Nu o să ne atenteze, nu o să atenteze nimeni la nimicul nostru, pentru că noi suntem atât de săraci încât ar trebui noi, la rândul nostru, să fim refugiați. Noi, ca moldoveni, zic, să fim refugiați în Ardeal. Vă dați seama, ca pe vremuri, cu trenul foamei, să începem să ne mișcăm ușurel, trecând prin umbrele munților, pe sub falnicele păduri. Dar nici așa nu poți, că alea stăiate aproape toate. Te văd grănicele de la 1.000.000 de kilometri. Că nu mai sunt păduri. Ușurel, folosind, nu știu, mersul piticului sau pe coate și genunchi să trecem unde? Într-o țară mai bună. Unde? În Ardeal. De ce? Pentru că acolo e o țară mai bună. Ce ești, moldovean? Bă, o să te trimitem înapoi. Vă rog, nu mă trimiteți înapoi în Moldova. Ați văzut cât de sărăcie acolo, e sărăcie luci. Așa a uitat București, a uitat că există zona asta. Nu mai știe nimeni. Mâine, ci că vine Băsescu în Moldova. Săracul, cred că, bă, unde mergem? În Moldova. Serios? Dar putem fără pașaport? E tot în România. Pe bune? Nu știam. Da? Astea nu interesează. Până ne interesează Siria, unde sărmanii oameni o duc rău. Și românii o duc rău. Ar trebui să ne intereseze ăștia. Bun, 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 bun.
Apropo, vă spusese mai devreme, Bulgaria, Croația și România sunt cele mai corupte dintre cele 28 de state europene, potrivit unui studiu întocmit de Parlamentul European. Pentru Parlamentul European, de către Rand Europe și alte organizații de cercetători. Cele trei state membre UE se află în fruntea unui clasament în care toate statele membre din Europa de Est înregistrează niveluri peste media europeană, potrivit indicilor corupției folosiți în acest studiu. Autorii raportului recomandă extinderea unor mecanisme de tip MCV la un număr de state, MCV-ul. Mecanismul de cooperare și verificare MCV a fost special conceput pentru Bulgaria și România și le este aplicat de la aderarea în Uniunea Europeană încă din 2007. A fost special conceput pentru Bulgaria și România, dar n-a făcut față, probabil, la nivelul de corupție din astea două țări. N-a făcut, l-am stricat. Domnule, noi le-am dat un MCV ăstora și ce a făcut cu el? L-au bușit din prima. E ca povestea aia de pe net cu tipul care e cuplat la aparatura de la detectorul de minciuni și domnule, și explică aia, cu Homer Simpson, știți, e foarte amuzant și explică tantea care verifică aparatul. Domnule, am să spun niște întrebări foarte simple la care trebuie să răspunzi cu da sau nu. În momentul în care răspunzi și aparatul se sesizează că minți, o să facă tit, ai înțeles? Da! Și sare aparatul deja în aer. Da? Noi l-am stricat din prima. MCV-ul, mecanismul de cooperare și verificare. Domnule, trebuie să verificăm corupția. Imaginați-vă o chestie, MCV-ul ca un aparat pe care trebuie să-l bagi în mufa României, da? Nici nu l-ai băgat bine mufă, deja s-a ars. Toți indicii corupției folosite în raport relevă un tipar asemănător potrivit căruia aproape același grup de țări prezintă de-a lungul timpului un nivel superior mediei corupției în cele 28 de state membre Uniunii Europene. Din acest grup fac parte 12 state membre, și anume Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Aici e corupția, da? Peste nivel. Corupția există peste tot, dar ăia măcar nu sprinși sau nu sunt atât de vizibili ca la noi. Pentru că spunea cineva, bă, la noi e adevărat, se fură mult. Partea proastă nu e neapărat că se fură, că încă mai e de unde. Și populația, vedeți și voi, că rabdă. Populația e ca oile. Ei rabdă. Nu știu să pedepsească nici măcar prin singura metodă prin care ar putea să pedepsească, și anume prin vot. Nici acolo nu știu să pedepsească, ei votează aceeași chestie mereu. Ne-a furat 4 ani, ne-a furat 5 ani, dar hai să-l mai votăm o dată, că-i drăguț. Da, noi nu știm să pedepsim nici măcar o singură metodă de pedeapsă avem și noi, și nici acolo nu ne facem treaba cum trebuie. Bun. Deci, nu e vorba că fură. Au devenit atât de nesimțiți mafioții ăștia de sus, încât fură pe față, frate. Nici măcar nu se mai ascund. Pentru că știu că populația nu îi va pedepsi. Legea au modificat-o să nu poată fi pedepsiți de lege. Singura chestie care poate să îi penalizeze ar fi populația. Dar pe populație nu interesează. Și atunci oamenii ăștia furăcioșii de sus nici măcar nu se mai ascund. Fură pe față. Vizibil. Iese, uitați puțin fratele Băcăuanu, Ioachim Băcăuanu, ce căsoaie și-a tras. Și spune în acte că este așezământ pentru bătrâni, piscină, garaj pentru 4 mașini, viloanță mișto care nu arată a așezământ pentru bătrâni. Așezământul pentru bătrâni nu are trepte interioare. De ce? Pentru că aia-s bătrâni, n-ar putea să urce. Aia e o casă făcută de ta căsoaia. Și-a trecut ca așezământ pentru bătrâni, exact ca judecătoarea care și-a trecut mașina cu asistență pentru tatăl cu handicap, pe care n-a mers niciodată în viața lui cu mașina aia. Deci dacă o judecătoare sau un avocat face chestia asta, la ce te mai aștepți? Deci toate chestiile se fac pe față, vizibil. De ce? Pentru că știu sigur oamenii ăștia că nu o să-i penalizeze nimeni. Într-o perioadă se mai ascundeau, se mai făceau așa, Acum nu, ăștia sunt stare să-ți ceară mită, să fie corupți, pe față, chiar în timpul programelor TV. De ce? Pentru că știu că populația e atât de... încât singura lor variantă de a penaliza pe politicieni, votul, și acolo vor da kix. Populația va vota aceiași corupți. Variante nu prea ai de unde să alegi, pentru că toți sunt corupți, de atât tipartidili.
Nu există oameni cinstiți în politică. Punctul meu de vedere. Nici măcar ai independenți. Nu există. Și atunci nu prea ai ce alegi. Am ajuns în situația dezastruoasă nu de a alege mai bine, ci de a alege răul mai mic. Bă, rău va fi oricum, dar măcar o să fie mai puțin rău decât cu ălalt, da? Deci, în România s-a ajuns în situația dezastruoasă de plâns încât să fim nevoiți să alegem nu mai bine, ci răul mai mic. Și mă repet, nouă ne pasă de Siria, cu care nici măcar relații comerciale nu avem. Nu luăm nimic din Siria. Nu vindem nimic în Siria. Dar ne pasă de ăia. De ce? Nu pentru că ne pasă, pentru că trebuie să ne pese. Că suntem oameni sau că ni se impune. Trebuie să ne pese. Că noi cu Siria nu avem nicio treabă. Costul corupției în termeni economici variază mult de la un stat la altul. De exemplu, Bulgaria, Croația și România și Letonia pierd anual 15% din PIB-ul lor din cauza corupției. Nu se pierd. Rămân în țară. Bulgaria, în special, înregistrează pierderi în valoare de 22 de miliarde de dolari anual, potrivit diversilor indici utilizați în această cercetare. În afară de costul financiar, această corupție endemică accentuează inegalitatea, crește nivelul crimei organizate și slăbește statul de drept, se mai spune în raport. Dar zi bre de România. Nu zicem de România că stăm cu obrazul subțire. Noi suntem hoți, corupți, mincinoși, leneși, de lăsători, dar să n-apară în presă, bre, că ne facem de râs. România este pe locul 3, dar probabil nici acolo nu suntem primii. Pe locul 3 al celor mai corupte state dintre cele 28 europene. Nici nu știam. Noroc de raportul ăsta. Că nu știam că e corupție în România, de nu o poți tăia cuțitul. Mulțumim. Știți că Snoop Dogg, din greșeală și din autocorect, probabil, și-a dat check-in pe Facebook sau pe Twitter, nu știu unde dracu, în loc de Bogota, în Columbia, în Bogata, nu știu unde naiba, în România. Foarte mișto, s-au aliniat oamenii de net din România și au făcut imediat un site de prezentare a comunei Bogata. Bă, foarte mișto, s-au lucrat. Vizitați Bogata, dacă ci că Snoop Dogg și-a dat check-in din greșeală, dar voi nu trebuie să faceți chestia asta. Puteți să veniți pur și simplu și să vizitați Bogata. Foarte mișto, campania mi-a plăcut foarte mult. Mai nou, Snoop Dogg, care este un monstru al rap-ului, la muzice hip-hop, și când zic că e un monstru, chiar un monstru, fumat constant, a lăsat de înțeles cumva tot pe Twitter că s-ar putea să ajungă și prin Bogata, dacă tot a făcut chestia asta greșeală pe Twitter, să și ajungă prin Bogata, ceea ce ar fi într-adevăr superb. Pentru că ar avea parte să vadă și el iarba adevărată, care crește, da, iarba verde de acasă, să vadă și să nu fumeze. Aflați că rapperii Snoop Dogg, Method Man și Redman se numără printre starurile din industria rap care vor să investească într-o aplicație inedită care îi ajută pe împătimiții de marihuana să detecteze farmacii unde drogul se vinde legal. Măi, v-am mai spus că eu susțin legalizarea marihuanei? Da, ok, înjurați-mă. Înjurați-mă, nu este încă ilegal să am un punct de vedere. Susțin legalizarea marihuanei. De ce? Dacă toți ăștia... Fii antenă, abia acum pornesc. Da, vorbeam cu vechiul meu și ferventul meu adversar de pe Facebook, și anume Ciprian Mancaș, pe care îl salut cu tot respectul. Avem puncte de vedere foarte diferite și atunci când am și eu timp și am starea necesară, ajungem la niște discuții interminabile, fiecare cu argumentele lui, mie îmi place, da? Și
discutăm foarte, foarte mult. Aș spune, și hai să vezi acum ce îmi sare omul în cap. Susțin legalizarea marihuanei, susțin interzicerea prin lege a religiilor. Mi-aș dori chestia asta. Pentru că dacă oamenii ar fuma, ar fi mai veseli, nu s-ar mai bate, și dacă n-ar exista religii, n-ar avea motive, cel puțin un motiv foarte important, să se mai bată între ei. Vrem să fie pace, vrem să ne iubim și alte alea, bă, frate, religia trebuie să dispară, nu credința. Nu mă luați cu credința. Credința este una, credința o avem cu toții. Că ne place sau nu să recunoaștem, există, câtă vreme ai speranță în suflet, se cheamă că ai o credință. Da? Nu neapărat în cineva atât deasupra, dar ai speranță, ai credință. În momentul în care vine cineva și îți canalizează, îți ia ție posibilitatea de a spera, aia se numește religie și îți pompează în loc niște percepte morale care nu ți aparțin, dar pe care trebuie să le urmezi pentru că ți le dă cineva care se auto-intitulează vocea lui Dumnezeu pe pământ, glasul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, dreapta lui Dumnezeu pe pământ, vicarul lui Dumnezeu și așa mai departe, ăla se cheamă că te manipulează. Aia se cheamă religie. Credința este una, o ai, vrei, nu vrei, e la tine în suflet, la tine în inimă, la tine în minte. În momentul în care cineva ți ia chestiile astea, le pune pe o hârtie și spune trebuie să faci așa cum zic eu pentru că scrie aici, aia se cheamă religie și asta trebuie interzis. Pentru că dacă cineva te hipnotizează și te pune să faci chestii pe care tu nu le poți controla, înțelegeți paralela? Aia e ilegal. Te folosește, te utilizează. Îți ia ce ai tu și îți folosește împotriva ta. Deci aș interzice religiile cu totul. Și atunci oamenii nu vor avea motive să se mai bată între ei. Pentru că și pe ăștia care merg de se aruncă în aer, cineva îi montează. Vine un muftiu, vine un profet, vine vocea lui Allah pe pământ, care se auto-intitulează vocea lui Allah pe pământ. Nu acum, ci după în urmă și acum 10 ani și acum 50 de ani și acum 100 de ani și acum 300 de ani. Li s-a pompat o idee care nu le aparține. Că sunt mai buni decât alții și că alții trebuie să moară pentru ca ăștia să reziste. Nu sunt ideile lor, le-au fost pompate, la fel ca și la creștini. Nu sunt ideile lor, că eu sunt convins că oamenii sunt toleranți, ei, în sufletul lor, toți suntem toleranți. Nimeni nu se naște violent, nimeni nu se naște cu dorința de a face rău altora. Toți suntem toleranți, mergând pe ideea, bă, dacă nu tolerant, măcar indiferent. Există în toți chestia asta. Nu o să spună cineva, bă, copilul meu s-a născut jihadist. Nu cred. Copilul lui s-a născut ca orice alt copil cu dorința de a se juca cu alți copii, că sunt negri, galbeni, portocalii, verzi, căcănii. Copilul s-a născut cu aceeași dorință de viață ca toți copiii din lume. Cineva în timpul vieții îi pompează în cap niște idei. Bă, tu ești musulman, ești mai bun decât ăștia care se infideli. De ce? Pentru că așa mi-a spus muftiul și muftiul sau cum Dumnezeu îl cheamă pe ăla, da? Ăla este vocea lui Allah pe pământ, adică știe Allah, pe care nu l-a văzut nimeni vreodată, vorbește prin el, canalizează toată ura, sau Dumnezeu canalizează toată ura împotriva altor oameni prin omul respectiv. Ei ar trebui interziși și dacă nu sunt interziși, ar trebui închiși. Indiferent de religie, ăia care montează oamenii să facă rău altor oameni. Că nu cred că există o religie a iubirii. Există o religie care va spune ăilalți sunt mai slabi, nu sunt adevărați, nu sunt ăia buni. De câte ori n-ați auzit ideea asta? Adevărata religie, credința adevărată. Credința adevărată este cea de la mine din suflet. Deci sictir n-ai decât să iei credința adevărată să o bagi în fund. Nu o să-mi spui tu mie că tu ai credința adevărată și credința mea este falsă. Credința este una singură, o avem toți în suflet, există. Religia, în schimb, că vrei tu să-ți ridici influența asupra populației mergând pe conceptul de credința adevărată, ortodoxă, multiseculară, nu există așa ceva. Nu există. Există religie.
religie multiseculară care se autoproclamă cea adevărată. Dar care e adevărată? Că nu trăia niciun preot, niciun muftin, niciun cadiu nu trăia cu 3.000 de ani sau 2.000 de ani sau cu 5.000 de ani. Tăți sunt născuți acum, recent. De unde știu ei că e adevărată? Nu știu. Dar pentru că și-au luat titlul de vicar al lui Dumnezeu, vocea lui Allah, oamenii lui Dumnezeu, își permit să-ți pompeze ție idei care nu ți aparțin. Nu sunt ale tale, dar îi crezi. Și se ajunge la chestia asta. De ce? Pentru că sunt infideli. Te să-i omorâm. Că așa mi-a spus mie muftiu, cadiu, preotul, părintele, prorocul, profetul. Și nu vorbește degeaba. Dumnezeu i-a zis să facă chestia asta. Sau Allah, Buddha, Hare Krishna. Da? Și se aruncă în aer pe o idee care nu le aparține și mai iau și pe alții cu ei. De aceea susțin interzicerea și legalizarea marihuanei. Introducerea, pardon, și legalizarea marihuanei. Măcar asta îi face pe oameni veseli. Ok? S-ar putea să-ți ia din viață. Ce nu-ți ia din viață în ziua de azi? Dacă tot e să ai idei, să fie ale tale. La fumat. N-am văzut pe nimeni care să spună, bă, a murit Xurescu din cauza marihuanei. A, că a râs din cauza marihuanei. Da, că s-a simțit bine, da. Introduceți-vă marihuana. Și cu asta basta. Nu o să se mai arunce oamenii în aer. Nu o să mai taie între ei. Spunea un comediant la un moment dat că diferența între marihuana și băutură este cum ții sticla. Că fumezi o marihuana și ții sticla de bere și bei așa, că bei 6 beri și începi să iei sticla așa. Ei, în momentul în care iei sticla așa, deja ai o problemă. Alcoolul face chestia asta, marihuana nu. Ea te face să fii vesel. Acești rapperi, Snoop Dogg, Method Man și Redman, au discutat cu inventatorii de la Blaze Now, o companie care a configurat un motor de căutare menit să localizeze distribuitorii de droguri locali de pe teritoriul Statelor Unite. Bineînțeles, Method Man și Redman nu sunt singurii artiști rap care vor să se implice în afaceri legale cu marihuana. Snoop Dogg și Wiz Khalifa sunt deja partizanei fenomenului, în timp ce colegul lui Method Man de la formația Wu-Tang Clan, Ghostface Killah, a semnat un contract pentru un nou ulei extras din hashish, care se va numi Ugo și va apărea în state pe 16 ianuarie. Oameni care doresc să se simtă bine. De ce să ne certăm când putem să râdem împreună? Trăim în România. În continuare. Trăim în România, vă spuneam, a treia țară din Europa la nivel de corupțiune. Nu știu dacă are sau nu are legătură, dar aflați că CNADNR, ăștia care se ocupă cu drumurile, sau în fine, nu se ocupă de drumuri, a alocat fondurile necesare pentru lucrările de reabilitare a tronsonului Drajna-Lehliu de pe autostrada A2, cu o lungime de 40 de kilometri, urmând să fie organizată, evident, o licitație publică pentru proiectare și execuție. Reabilitarea acestui tronson este foarte necesară. Se alocă aproximativ 46,5 milioane de lei, constând în frezarea straturilor asfaltice pe o grosime de 12 cm și realizarea straturilor de legătură și a celui de uzură. Tronsonul Drajna-Lehliu a fost dat în folosință în anul 2007, durata de viață a lucrărilor existente fiind de 6 ani. Ok, suntem în 2016. Da? S-au depășit 6 ani. Unde în lume, frate, o autostradă durează 6 ani? Adică, am auzit de autostrăzi cu termen de garanție de 20 de ani. Dar de 6? Încă n-am auzit. Au trecut din 2007 până în 2016 9 ani. Și autostrada aia deja trebuie reparată. Mă, mi se pare mie sau e cam puțin? Spuneți-mi că nu sunt constructor de autostrăzi. Spun în continuare de ce am văzut în străinătate. Autostrăzi care durează 10 de ani și nu e nevoie de intervenții. 10 de ani.
În caz că nu știți, am să mai stau foarte mult și mă și opresc cu că, despre ce vorbim. Spre Vama, în Suceava, ați fost vreodată în zonă? Am fost o singură dată, am zis că m-aș duce să-mi iau un sac de pământ de acolo, așa de mult mi-a plăcut. Vama se numește localitatea. Ca să ajungi, sper să nu mă înșel să dau anapoda informații, trebuie să treci un poduleț spre Vama sau, în fine, spre probabil pensiunea la care am stat noi undeva pe lângă, în Vama, nu știu. E un pod făcut înainte de primul război mondial sau, nu, înainte de al doilea război mondial de nemți. Un podeț, pod. Pod. Și că în urmă cu vreo 6 ani sau 10 ani au primit ăștia de la primărie o scrisoare de la nemți. Că e mit urban, legendă, poveste adevărată, nu pot să spun pentru că eu nu am văzut scrisoarea, dar povestea oamenii din sat, din localitate, din Vama. Și că s-a primit la primărie o scrisoare de la nemți, de la firma care a construit podul, prin care i-a atenționat că se apropie finalul garanției pe lucrarea respectivă. Lucrare în care pod, în care oamenii n-au investit nimic de când a fost făcut până când a venit scrisoarea respectivă. Podul a fost în deplină stare de funcționare. Nemții au trimis o scrisoare primăriei prin care avertiza că se apropie finalul termenului de garanție. Bă, de la al doilea război mondial până acum să tot fie vreo 50 de anișori. Jumătate de secol. Un pod făcut cu tehnologia de atunci, care n-a necesitat intervenții. În 2007 au făcut ăștia o autostradă, un tronson de autostradă, care trebuie deja reabilitat. Și să vă aduc aminte că există tronsoane de autostradă care s-au fisurat, s-au crăpat și au început să o ia la vale la o lună distanță. Păi dacă nemții cu tehnologia de atunci au făcut un pod care durează de 50 de ani, noi cu tehnologia de acum, de fapt la ce să ne așteptăm de la o țară în care oamenii încă mai ară terenul cu carul cu boi, cu plugul cu boi? Vă spuneam, suntem un popor nu de lăsător, dar cred că nu ne-i frică de noutate. Ne place că, băi, tradițional. Dacă bunicul a făcut așa, înseamnă că și eu pot. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Hai cu șapca! Și astăzi mi-a stricat finalul. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Rămâne să ne vedem mâine. Nu, dacă înțeleg bine, pentru că o să fie o transmisiune live la nu știu ce oră. Luni, probabil, dacă nu, mâine la retrospectiva săptămânii. Rămâne să vedem. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!